mi padres. O cap ser nombró? Da, sunt primele 3 puncte câștigate în deplasare. Noi avem nevoie de o confirmare, pentru că în etapa precedentă reușisem să câștigăm. Din punctul meu de vedere, eu spun că am făcut un joc destul de bun. Am fost foarte bine organizat. Știam că întâlnim un adversar puternic, un adversar care are o viteză foarte bună de joc, care au jucători individuali foarte buni și de aceea am preferat să închidem spațiile adversarului și să nu le dăm spații și să mergem să jucăm pe contraatac. În prima repriză puteam să și înscriem, am avut 2 sau 3 oportunități, situații de a marca. Nu am reușit. A doua repriză, mediașul a făcut un joc foarte bun, l-au presat, au stat în jumătatea noastră de teren. Și pe final, azi și dumneavoastră, de data asta am avut șansă și am reușit să marcăm pe un contraatac. Vreau să felicit jucătorii pentru că au crezut în ei. Aveam nevoie de aceste 3 puncte pentru că situația în clasament este cea care o știți și dumneavoastră. Sunt bucuros în primul rând pentru jucători că au reușit să depășească momentele grele pe care au luat pe lumea. Întrebări? A fost meniașul ceea ce v-ați așteptat? Sau mai puțin bine reușit? Știam că meniașul au un joc în viteză cu jucători foarte bun și mă refer și foarte bun jucător de viteză și mă refer la Saftei, Ciprian Petre, jucătorii de tehnică foarte bună și noi exagerez să spun aici și cu Baua. Însă, încă o dată, mă repet, noi ne-am făcut jocul nostru, știam ce ne așteaptă, știam că mediașul, în special acasă, joacă foarte bine. Dar mi-am stat bine în teren, am fost bine organizat.